Astăzi a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Mehedinți, în cadrul căreia au fost discutate mai multe puncte de pe ordinea de zi, printre care punerea în valoare a piciorului podului lui Traian prin amenajarea spațiului din imediată apropiere. Am convocat Consiliul Județean Mehedinți în ședință ordinară astăzi, 28 aprilie 2023, orele 10. Proiect de hotărâre numărul 61/2023 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Mehedinți și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Drobeta Turnu Severin pentru realizarea obiectivului de investiții, punerea în valoare a vestigiilor monumentului istoric podului Traian din cadrul proiectului File de Istorie. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Mulțumesc. În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Mehedinți de astăzi a fost aprobat un acord de parteneriat între UAT Județul Mehedinți și UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, prin care primăria, care este proprietarul terenurilor din zona adiacentă piciorului podului lui Traian, pune la dispoziție aceste terenuri în vederea depunerii unui proiect pentru a atrage fonduri europene, astfel încât să fie pus în valoare acest obiectiv împreună cu Amfiteatrul Roman din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier. Astăzi s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului Județean Mehedinți. Am avut mai multe proiecte de hotărâre. Pe ordinea de zi, evident, toate importante, dar dintre toate cel mai important mie mi se pare acel proiect de hotărâre prin care am aprobat un acord de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Mehedinți și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Drobeta Turnu Severin, prin care municipiul, care este proprietarul terenurilor aflate de jur împrejurul piciorului podului lui Traian, ne pune la dispoziție aceste terenuri pentru a putea accesa fonduri europene pe programul regional. Avem speranța că de data aceasta se va concretiza o astfel de cerere de finanțare și să reușim, după ce am restaurat piciorul podului lui Traian, să reușim să obținem finanțare pentru a amenaja și zona de jur împrejurul acestui pod. Se dorește atragerea de fonduri europene pentru acest obiectiv de investiții în cadrul programului regional. Piciorul podului lui Traian este unul dintre cele mai atractive obiective pentru turiștii care ajung în județul Mehedinți. Se dorește punerea în valoare prin amenajarea spațiului din imediată apropiere, după ce Consiliul Județean Mehedinți și Muzeul Regiunii Porților de Fier au restaurat obiectivul în sine. Proiectul ar urma să fie depus în toamna acestui an, după ce se va realiza proiectul tehnic.